De astăzi, toți bugetarii vor avea salarii mai mari. Cei mai mulți bani, 25% la salariu, vor primi cei care lucrează în sănătate, asistență socială și angajații serviciilor de expertiză medicală. Și în învățământ vor crește salariile, însă cu 15%. De majorare va beneficia și personalul didactic, nedidactic, precum și cel auxiliar. Ceilalți bugetari primesc și ei de astăzi salarii mărite cu 10%. Printre aceștia se numără personalul din administrația publică și locală și cel din unitățile de cultură și teatru. De această măsură vor beneficia 200.000 de angajați. Aceste majorări salariale presupun costuri suplimentare de 6,5 miliarde de lei în bugetul anului viitor.